Prestația brigăzii de arbitri Barbu Nica nu a fost apreciată de cele două echipe și nici de sucevenii prezenți la LPS. Totul a culminat cu încercarea fluierașilor argeșeni de a evacua un spectator. Deși deciziile arbitrilor au strânit nenumărate proteste, antrenorii celor două echipe au căzut de acord că Barbu și Nica nu au avantajat niciuna dintre formații. Chiar comentam cu domnul profesor în timpul meciului, rămânem fără comentarii și cred că și dumnealui e în asentimentul meu. Greșel și de o parte și de alta, cred că ar fi echitabil să spun. Exact, asta este și părerea mea și până la urmă înțelegem și pe ei că și ei au fost la mormântarea seară. Nu spun că dacă n-ar fi fost, ar fi fost mai bine sau mai rău. Important este să înțelegem că nu cred că vreuna din echipe a fost dezavantajată astăzi și asta este părerea mea, deși s-au constatat pe alocuri anumite erori de arbitraj, să le spun, mai mari sau mai mici. Asta e. În acest sezon, CS Universitatea a mai fost arbitrată de cei doi în meciul de la Medgidia din etapa 11-a, atunci sucevenii câștigând cu scorul de 26-22.